Cei care s-au născut în Zodia Fecioarei vor avea între 2 și 3 noiembrie aceleași premize existențiale ca și în săptămânile trecute în ceea ce privește relația cu copiii, aceeași atitudine rigidă, coerentă, justificată, dar foarte autoritară, precum și foarte multă rezervă, uneori chiar indiferență, prudență față de persoanele apropiate sufletește. Pe unele le-au cam alungat din sufletul lor, așa cum spuneam cu multe luni înainte, dar relația se menține. Nu consideră că este momentul potrivit să le comunice și acelora că ei sunt deja cu sufletul departe sau că au renunțat. Dar, din punct de vedere uman, păstrează o legătură firească ca să nu-i supere, să nu-i jignească, să nu-i bage în depresie, să nu le creeze o stare de nemulțumire tocmai în momentul în care aceia au mai multă nevoie de liniște. Pentru că dau un examen, pentru că nu se simt foarte bine, pentru că au probleme de familie, pentru că se confruntă cu probleme profesionale. Și atunci au hotărât să recurgă la un moratoriu. Așteaptă până când se întrunesc toate condițiile și aceia vor putea primi, fără multă suferință și deranj interior și exterior, această veste. E o formă de conviețuire, de perpetuare, de prelungire, ca o concesie sentimentală. Dar nu este ipostaza valabilă pentru toți cei care s-au născut în Zodia Fecioarei, pentru că alții, de exemplu, pur și simplu nici nu-și mai complică existența cu astfel de încurcături. Cei care nu mai sunt tineri nici nu vor să audă, vor să stea liniștiți să-și vadă de ale lor, numai de așa ceva nu au ei timp și chef. Între 3 noiembrie, după ora 13:30 și 5 noiembrie, mici surprize la locul de muncă, evenimente, unele nesemnificative, au rost și haz și logică să fie comentate până la sfârșitul zilei sau cel mult a doua zi, după care trec în uitare. Altori se poate să fie vorba de o chestiune mai importantă, și anume cea legată de salarizare, de felul în care se aplică o lege, și atunci ei pot să fie supărați, să protesteze, să se agite, să se sperie, să intre în panică, să fie nemulțumiți, să inițieze dialoguri, să consulte specialiști, să citească de 7 ori respectivul text care reglementează problema. Sunt și lucruri care vor ieși în evidență și vor pune în lumină niște situații, nu le spun inconvenabile, dar sigur schimbă datele problemei cu privire la felul în care vor munci, vor fi plătiți, ce sarcini de serviciu vor avea, ce raporturi profesionale vor trebui să întrețină de acum încolo. Între 6 și 8 noiembrie, la prânz, un efort foarte ciudat pentru cei născuți în Zodia Fecioarei, și anume efortul de a fi blânzi, drăguți, politicoși, cum se cade, agreabili, veseli, simpatici, nostimi și drăguți. Iată câte cuvinte care nu sunt din arsenalul acestei zodii. De ce vor face toate acestea, veți spune? Care e logica? Ce i-a apucat? Păi, pur și simplu sunt foarte puțin dispuși să se mai certe cu cineva. În al doilea rând, s-ar putea ca subiectul respectiv să fie mai puțin important și atunci să recurgă la înțelepciune. Tratează cu umor, cu distanță, se implică atât cât trebuie și în rest, de ce să facă o figură proastă? Alteori, aici, intervine o strategie și vor să se pună în cea mai performantă ipostază, să fie fără fisură, fără reproș. Aceia cu care se întâlnesc să n-aibă ce să zică împotriva lor, să-i dezarmeze prin asta. Pentru că se vor abține, își vor ține firea, nu se supără, nu dau replici, nu se enervează, nu se încrâncenează, lasă loc la un dialog, spun o glumă, ascultă cu atenție, îi dau acelea senzația că îl respectă, că îl admiră, că îi acceptă punctul de vedere. Fac tot ceea ce trebuie încât să devină partenerii ideali de dialog. Sigur că cu astfel de politică puțin îi destabilizează pe aceia care poate vin și ei pregătiți pentru, nu știu, o ceartă, o răfuială, o dispută sau un schimb foarte anost de impresii. Ei, strategia ține și mai tare
în relațiile cu dușmanii, acolo unde este vorba de o premiză să se sfârșească la tribunal, sau unde chiar e vorba de părțile implicate într-un proces. Și în loc să se ducă însoțit sau nu de avocat, într-un fel care și pe aceea îi pune pe Jeratec, ei să vină și să le dea o lovitură de imagine. Iată că nu sunt cei care credeau, iată că pot să fie altfel, vor rămâne aceia fără argumente. Strategia lor va fi șchioapă, pentru că au direcționat-o știind personajul cu care urmează și își fac planul. Ce o să-i spună ca să-l enerveze, să-l sperie, să-l demobilizeze, să-l dezarmeze, și nu o să le iasă nimic din toate astea, pentru că cel născut în fecioară, iată, poate să facă și o astfel de figură foarte interesantă. E un joc care o să le placă, e un joc care le va ieși mai ales celor care au multiple disponibilități, care au oarece experiență de viață și știu cum să manipuleze niște relații sociale în avantajul lor. Mare abilitate dacă trebuie să vorbească în fața unui complet de judecată, să dea explicații în fața reprezentantului unei instituții, indiferent care ar fi ea și care le cere. Niște explicații, niște precizări, un punct de vedere, o declarație, etc. Din 8 noiembrie, după ora 14, interes major pentru o chestiune materială. Poate că sunt supărați că nu se mai rezolvă, poate că lucrurile se complică, poate că o intervenție nefericită este de natură să strice sau să abată atenția celor meniți să rezolve, să contribuie la această soluție, prin inițiative nefericite. Apoi poate fi vorba de implicarea sau premiza pe care o ridică un copil, acela să aibă nevoie de bani pentru chestiune de sănătate, de studiu, pentru propria lui evoluție. Și acei bani sunt necesari, dar iată, se oprește în loc dosarul, proiectul, nu vin aprobările, se întoarce dosarul pentru plus de dovezi, este respins din vari motive și atunci singur că cei născuți în zodia fecioarei, mai ales în postură de părinți, devin foarte bătăioși, foarte insistenți, știu pentru ce se bat și ce trebuie să câștige. Se și creează niște relații conflictoare, opoziții și cuadraturi care sunt de natură să amplifice măcar ecoul afectiv al acestei situații. Începând cu 1 noiembrie, planeta Venus va intra în casa a patra, casa casei. Pe unii îi va face fericiți. Își cumpără o casă, vând o casă și iată, au bani. Se mută, găsesc o casă cu chirie avantajoasă. Și în ultima variantă, cea mai puțin, să spunem, spectaculoasă, găsesc niște chiriași convenabili pentru un spațiu. El poate fi locativ sau poate să fie folosit în alte scopuri. Depozit, firmă, etc. Activitate comercială. Unii vor dori un progres locativ prin schimbarea locului de viață, alții vor dori o amenajare, o înfrumusețare, o reparare, o cumpărătură de lux, un covor, un lampadar, un tablou, lucruri frumoase care nu țin de utilitatea clară. Adică faptul că poate își vor cumpăra râșniță de cafea este un fapt real, dar nu are legătură cu contextul acesta. Nu stă sub această influență astrală râșnița de cafea, dar dacă își cumpără un tablou, o sufragerie, niște fotolii scumpe și frumoase, atunci da, pentru că e vorba de cheltuieli de lux, de reprezentare, de imagine și de confort.